trei zile Slobozia s-a aflat sub imperiul muzicii, a dansului, a cântecului și portului popular, precum și a concertelor în aer liber. Ediția a 19-a a zilelor municipiului Slobozia a fost gândită de autoritățile locale în cele mai mici detalii. Acestea au pregătit acțiuni pentru toate gusturile, dar și pentru orice vârstă. Deschiderea oficială a fost marcată prin parada ansamblurilor folclorice din Polonia, Turcia, Muntenegru, Macedonia, Bulgaria. Suntem ansamblul Zafer din orașul Bursa din Turcia și suntem foarte bucuroși să participăm la Festivalul Internațional de Folclor Floare de pe Bărăgan. Totul este minunat în orașul dumneavoastră și suntem întâmpinați pretutindeni cu ospitalitate și căldură. România este o țară deosebită cu oameni primitori. În deschiderea spectacolului susținut de ansamblurile folclorice participante la Festivalul Internațional Floare de pe Bărăgan, autoritățile au adresat mesaje de bun venit reprezentanților țărilor participante și au făcut schimb de daruri. La mulți ani pentru zilele orașului, iată, suntem în fața dumneavoastră pentru a 22-a oară în cadrul Festivalului Internațional de Folclor Floare de pe Bărăgan. Așa cum ați auzit, avem 6 țări oaspete astăzi aici la noi, ansambluri frumoase care vă vor bucura cu programele lor cultural-artistice reprezentative ale țărilor din care ei vin. Ne bucurăm că vă putem bucura încă o dată aici, împreună cu colaboratorii acestui eveniment, adică Consiliul Județean Ialomița, Consiliul Local și Primăria Slobozia și Centrul Creației Populare Ialomița. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi. Aș vrea să mulțumesc Consiliului Local Slobozia, care a adoptat un proiect de hotărâre prin care am hotărât ca aceste sărbători să organizeze aici, împreună cu agenții economici din municipiul Slobozia. Aș vrea să urez bun venit celor care vin pentru prima oară în municipiul Slobozia, celor care au mai fost, le urez o ședere plăcută, iar dumneavoastră vreau să vă spun sincer la mulți ani, multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne ține uniți împreună. Eu o să fiu foarte scurt, pentru că aceste sărbători sunt ale dumneavoastră, ale cetățenilor orașului Slobozia, ale cetățenilor municipiului Slobozia și credeți-ne că facem tot ce ne stă nouă în putință să vă simțiți bine. Încă o dată vă urez și eu la mulți ani. La mulți ani în continuare, încă mulți, mulți ani de acum încolo. A doua seară a zilelor municipiului Slobozia a fost dedicată artiștilor locali. See me.
Analescu a oferit publicului din Slobozia un show incendiar. Tradiționalul concurs de Miss a oferit șansa nouă tinere să demonstreze juriului că pe lângă frumusețe au și alte calități care le pun în valoare. La finalul probelor, titlul de Miss Slobozia 2019 a mers către Zlotea Elena Georgiana. Premiul de popularitate Grigoruță Andreea. Agache Mariana Alexandra primește premiul 3. Urcă pe podium. Zâmbește, primești premiul. Premiul 2 merge către Preda Manuela. Și premiul întâi merge la Neacșu Elena Maria. Felicitări! Și deja se știe cine primește titlul de Miss Slobozia 2019, Zlota Elena Georgiana. Primește diplomă, primește flori și primește din partea Miss 2018 diadema și eșarfa.
altă prințesă. Felicitări! Ambele aplauze, vă rog, aplauze! Sunt câștigătoarele noastre Miss Slobozia 2019 împreună cu câștigătoarea Miss Slobozia 2018. Câștigătoarea noastră va reveni în 2020 și tu vei da diadema și eșarfa. Mulțumesc tuturor fetelor! Felicitări fetelor pentru curaj! Sunteți câștigătoare cu toate! Aplauze încă o dată pentru fetele noastre! Se încheie concursul de Miss, cel mai așteptat, cel mai spectaculos, plin de culoare, de tinerețe și de frumusețe. Slobozia are cu ce să se mândrească! O seară încărcată de romantism a fost oferită de membrii trupei Direcția 5. Yeah.